care este o figură normală. La banul Elitrician, mai au fost mai mult, după Revoluție au terminat studiile. Ce e așa și bine, înțelegeți? Da. Da. Și ce a spus? Și a spus ceva rău. Bun, și ce faci? Atunci ce vă deranjează? Păi unde nu vă deranjează? Am o experiență în viață, am 37 de ani de timp în câmpul muncii. Nu, deci nu se pune problema. Și a făcut facultatea mea de Revoluție. Am făcut facultatea mea. Gata. Nu pune nimeni întrebări, de asta unii persoane... Am o întrebare. Da. Să-mi spună domnul Stabanachi ce caută după program în școală. Ce program? După program, după ce au plecat cadre didactice, profesor din serviciu, elev din serviciu, ce căutați în școală? A, da, da, m-a dus văd, la baie, era un mizerii. Aștept-vă baia, BC-ul sau ce s-a zis? Ce aveți căutat? Poate veni ziua în prezența profesorului din serviciu, elev din serviciu. După amiajul. Cu aprobarea, cu delegații din partea Consiliului Local. Hai să la aberații, că mă duc după, hai să mă duc după. Ce spune? Ce căutați acolo? Vă trezeți ca înainte când v. Ați lovit o tanti vă dat? Hai vorbim. Femeia este aici? Da, și ceva. Cum nu? Când nu vă dau voie în școală? Hai, domnule, mai vorbiți prostii, domnule. Poftim? Da. Vorbiți prostii, deja nu faci nici acuzații grave. Eu trebuie să mergem de la mine. Aveți grijă. Nu vă aveți leșicul. Gata, domnul Stabanache. Terminăm cu amenințările. Domnul Stabanache, vă puteți opri? Da, da. Păi oprește-te odată. Și la președinte al ședinței pe care o conduc, vreau să spun și eu câteva cuvinte. Niciodată nu m-am așteptat ca un fost elev al școlii Scubin, care a avut media scăzută în clasa a 6-a, a 7-a și a 8-a, să mă trimită la purtare, să mă trimită pe mine acasă. Să mă duc să stau acasă. Nu ai tu niciun drept să mă trimiți. Că oamenii m-au ales consilierea să mă trimiți tu pe mine acasă. Da? Sunt colegii aici. Sunt colegii aici că m-ai trimis acasă. Tu să-ți trimiți pe cei care sunt de teapa ta. Nu la nivelul meu. Am fost 35 de ani profesor al școlii Scobin, din care 12 și profesor și director coordonator. Am avut elevi de elită. Dacă mi-ar fi spus unul din ei cum a fost, zic, o vai mă dorim. Todică Mihai, Șervan Gheorghe, Surcanu Nicolae, Fedeleș Magdalena, Păduraru Luciana și extrem de emoțație, aș fi plecat. Dar nu tu, n-ai niciun drept să-mi spui tu mie ca eu să plec și să stau acasă. Și am ajuns la următoarea concluzie. Prostia, lipsa de modestie, impertinența, toate stau la rang înalt. Pe când oamenii inteligenți, modești, buni, stau și se gândesc de două ori dacă trebuie să spună sau să nu spună ceva. Niciodată te rog să nu te mai legi și să nu te mai legi de mine, niciodată. Că nu ai niciun drept. Supun la vor raportul primind execuția bugetară a școlii. Cine este pentru? Da? Domnul secretar, împotrivă, se abține? Stabarate. Trecem la punctul 2. Informare privind activitatea desfășurată de secretar în cadrul Consiliului Local Scobis. Domnul director, da, nu vreți să mai rămâneți cu noi. Da. Bun, mulțumim! Vă mulțumim, domnule, că mi-ați răspuns la întrebări. Am trecut la punctul 2, da? Cine prezintă raportul? Este, da. Ok. Articolul 116 aliniatul 1.3 privind că fiecare unitate administrativă teritorială are încadrat un secretar salarizat din bugetul local care este funcționar public de conducere cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic, nu poate fi soț, soție sau rudă de grad întâi cu primarul sau viceprimarul sub sancțiunile destituirii din funcție. Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, acceptarea raporturilor de muncă și regimul disciplinar al secretarului se face în conformitate
cu prevederile privind funcția publică și funcționarii publici, conform legii 215/2001, reactualizată. Și la Comuna Scumbeni, prevederile acestui paragraf de lege au fost respectate, dar în ultimele două legislaturi am făcut parte din platformele electorale ale celor care au candidat din partea PDL și mai nou a PPDD, ca și cum s-ar fi bătut cu mine în campania electorală, eu fiindu-le contracandidat. Lucrez la Comuna Scumbeni pe această funcție de peste 42 de ani, în relațiile pe care le-am avut cu cei din consiliile locale, cu cei din subordine, cât și cu cei care am venit în contact, întotdeauna am căutat să respect legea. Am avut și am o colaborare bună cu Consiliul Local, cu primarul, viceprimarul și cu cei din subordine. Întotdeauna când am fost solicitat, când mi s-a cerut părerea, am colaborat, dând tot sprijinul, considerând că trebuie să existe respect reciproc. În ultimele două legislaturi, celor din executiv ni s-au adus tot felul de acuze, care, în urma verificărilor făcute de cei de la diferite organe de control, s-a constatat că nimic nu a fost adevărat. Se tot aduce în discuție de domnul consilier Cipotaru Adrian faptul că pe statele de plată s-ar fi semnat în față. Mă simt obligat să explic acest aspect încă o dată pentru cei care doresc să aducă acuze nefondate că semnătura de pe statul de plată în dreptul persoanei Sandu Dan este a surorii sale Sandu Doina, pentru care Sandu Dan era însoțitor și care a solicitat ca banii să-i fie dați ei și nu fratelui ei, care nu s-a mai preocupat de îngrijirea ei. Altceva, nimic nu s-a constatat cu ocazia verificărilor. În platforma electorală a domnului consilier Stavrache Constantin, ca și cum s-ar fi confruntat cu mine ca și candidat, m-a acuzat că aș fi trecut casa și pământul pe numele soției. În primul rând că nu știe să citească o declarație de avere. Dacă a citit-o, sunt sigur că nu cunoaște noțiunea de bunuri comune. Ori el, ori cei care l-au sfătuit să aducă în discuție acest lucru. Conform legilor în vigoare, am făcut și fac parte din mai multe comisii în care am activat și am căutat să duc la îndeplinire sarcinile atribuite. Conform atribuțiilor prevăzute de legea 215 republicată, secretarul a asigurat procedurile de convocare a Consiliului Local la lucrările în plen, ordinare sau extraordinare. La cererea celor întregi de lege să facă acest lucru. De fiecare dată când s-a venit cu o propunere privind inițierea unui proiect de hotărâre, am acordat sprijin în elaborarea lui, urmărind ca orice proiect să fie însoțit de toate documentele, după care a fost predat comisiilor de specialitate. Am efectuat lucrările de secretariat și am asigurat sprijin și asistență de specialitate împreună cu consilierul juridic la redactarea proiectului de hotărâre în conformitate cu normele de tehnică legislativă reglementate pe legea 24/2000. Am comunicat ordine de zi și am întocmit proces verbal și din Consiliul Local. Am avizat pentru legalitate și am contrasemnat hotărârile Consiliului Local. Am participat la ședințe Consiliului Local, am asigurat gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre Consiliul Local, primar și executiv. Am comunicat hotărârile Consiliului Local adoptate primarului și instituției prefectului în termenul prevăzut de lege. Am asigurat arhivarea și evidența hotărârilor, precum și a dosarului constituit cu ocazia ținerii ședinților. Am asigurat transparența la actelor prevăzute de legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Am numărat votul și am consemnat rezultatul votării informând președintele de ședință cu privire la cvorumul necesar pentru aprobarea fiecărei hotărâri a Consiliului Local. Am asigurat întocmirea procesului verbal al ședinței pe care l-am pus la dispoziția consilierilor, solicitând acestora acordul asupra conținutului acestor operațiuni administrative. Am asigurat întocmirea dosarelor de ședință, legarea și numerotarea lor. Am prezentat punctul de vedere atunci când mi s-a cerut cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau altor măsuri supuse deliberării. Am acordat membrilor Consiliului Local asistență de sprijin, de specialitate în desfășurarea activității, inclusiv în elaborarea și redactarea proiectului de hotărâri. Nu propun să fac o prelucrare a legilor sau altor documente pe linie de administrație, dar cred că este necesar să fac unele precizări, întrucât sunt unii consilieri care, cu rea credință, perturbă bunul mers al ședințelor de lucru, deși sunt legi și regulamente proprii care precizează cum trebuie să se comporte fiecare. Toate actele, legile inclusiv cele pe linie administrativă, sunt publice. Ele pot fi consultate, dar depinde de capacitatea fiecăruia și de cât înțelege din ele. Personal, niciodată, nu cred că am reținut în totalitate o lege, dar am considerat foarte important că atunci când m-am lovit de o anumită problemă, pentru a mă documenta, să știu unde trebuie să caut. De asemenea, foarte important este să te documentezi ultimele legi, pentru că atunci când se constată că
Nu mai sunt operabile, legile inițiale suferă modificări. Pentru început voi prezenta unele extrase din regulamentul de funcționare a Consiliului Local, care a fost aprobat prin hotărârea de Consiliu numărul 25 din 12.07.2012, prin care v-ați stabilit drepturile și obligațiile pe perioada mandatului. Permanent consilierul PDL și mai nou, cu noua legislatură, consilierul PPDD au ceva de comentat. Este dreptul lor, se bucură ca orice cetățean de libertatea de exprimare, dar sunt obligați, conform regulamentului propriu care l-au adoptat pentru următoarea legislatură, să respecte prevederile secțiunii a 5-a cu privire la desfășurarea ședințelor. Cât privește activitatea în comisiile de specialitate, aceasta este reglementată în secțiunea a 3-a a comisiilor de specialitate. Este adevărat că domnul Cicotaru Adrian, printr-o cerere, a solicitat domnului primar că dorește să facă parte din toate comisiile de specialitate. Cererea care i s-a înaintat un răspuns că nu primarul este întreduit de lege să constituie, este întreduit de lege cu constituirea și componența comisiilor de specialitate. Cred că este relevant să amintesc că în ultima legislatură reprezentanții PDL au solicitat în cadrul Consiliului Local schimbarea din competența Comisiilor de Societate din care făceau parte, motivind că cei din Comisia Economică sunt niște hoți. L-aș ruga pe domnul secretar Adrian, poate ne poate relata măcar un caz de hoție descoperit de el ca membru al comisiei respective. De asemenea, cred că este necesar să amintesc că pe lângă dorința unora, așa cum înțeleg ei, de a face ceva, să aibă și capacitatea și putința de a putea face. Plata consilierilor este reglementată de statutul alegerilor locale, cât și de regulamentul propriu la capitolul 5, drepturile alegerilor locale. Personal, când am predat comisiilor propunerea de regulament pentru noul mandat, am precizat că proiectului de regulament îi se pot aduce modificări care să fie făcute în ședința în plen. Cei doi consilieri nu au venit cu niciun fel de amendamente și acum se trezesc vorbind în afara regulamentului și a ordinii de zi. La capitolul 7, răspunderea aleșilor locale, sunt prevăzute sancțiuni care merg de la chemarea la ordine, retragerea cuvântului când bat câmpii în afara ordinii de zi, eliminarea din sala de ședință, excluderea temporară de la lucrările Consiliului și ale Comisiilor de Societate și chiar cu retragerea indemnizației pentru una, două ședințe. Toate acestea sunt stipulate în regulamentul aprobat. Tot ei nu sunt de acord cu proiectele de hotărâri propuse, dar nu a venit niciodată cu un proiect de hotărâre care să fie prezentat în plen și dacă este adoptat cu cuvorumul prevăzut de lege, el devine obligatoriu pentru toți, indiferent dacă l-au votat sau nu. Cu privire la redactarea procesului verbal al ședințelor de lucru ale Consiliului Local, voi face o prezentare a actelor normative cu dorința de a clarifica încă o dată modul de întocmire și aducere la cunoștință publică a procesului verbal. 1. În anul 1991 a apărut prima lege a administrației publice locale, numărul 69. La articolul 27 din această lege se prevedea. Și acum dau citat din lege. La începutul fiecărei ședințe, secretarul prezintă procesul verbal al ședinței și îl supune spre aprobare. Printre dumneavoastră, mai sunt încă consilieri care erau și în acea perioadă și care știu că acest lucru a fost respectat. 2. Întrucât s-a constatat de-a lungul anilor că această lege a administrației numărul 69 din 91 nu mai era operabilă și trebuia să-i se aducă unele modificări, la data de 23 aprilie 2001 a apărut legea 215 din 2001 a administrației publice locale, care la articolul 157, alineatul 2, precizează că în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii 215-2001, prevederile legii 69 se abrogă. Cu privire la procesul verbal și ședințe de lucru al Consiliului Local, la articolul 43, alineatul 6 din legea 215-2001, se precizează, și dau citat din lege, înaintea fiecărei ședințe, secretarul pune la dispoziția consilierilor, în timp util, procesul verbal al ședinței anterioare, pe care ulterior îl va supune spre aprobarea Consiliului Local. Nu se fac alte precizări în lege. La data de 20 februarie 2003 apare ordonanța de guvern 35, care și ea aduce unele modificări legii 215-2001. Cu privire la procesul verbal despre care fac vorbire, al ședinței de lucru al Consiliului Local, la articolul 34, litera F din ordonanța 35-2002, la atribuțiile secretarului se precizează că secretarul asigură întocmirea stenogramei sau a procesului verbal, pune la dispoziția consilierilor înaintea fiecărei ședințe procesul verbal respectiv stenograma dactilografiată a ședinței anterioare asupra conținutului, solicitând acordul Consiliului. Nefăcând stenograma a procesului verbal, nu am ce să dactilografiez. 4.
La data de 20 februarie 2007, legea 215 din 2001, legea care este în funcție la ora actuală, îi se aduc din nou unele completări. Cu privire la procesul de evaluare ședințelor de lucru al Consiliului Local, la articolul 42, alineatul 3, se prevede, citez, dezbaterea de ședință al Consiliului Local, precum și modul în care și-a exprimat votul fiecare consilier local, se consemnează într-un proces verbal, semnat de președintele de ședință și de secretarul unității administrativ-teritoriale. La alineatul 5 se prevede, la începutul fiecare ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare, consilierii locali au dreptul ca în cadrul ședinței să conteste conținutul procesului verbal, să ceară mențiunea exactă a opiniilor exprimate din ședința anterioară. La alineatul 6 se prevede procesul verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numeretat, semnat, sigilat de președintele de ședință și de secretar după aprobarea procesului verbal. La alineatul 7 se prevede că în termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul unității administrative teritoriale afișează la sediul primăriei și după caz pe pagina de internet a unității administrative teritoriale o copie a procesului verbal al ședinței. Nu există alte prevederi care să fi fost sau să fie încălcate la nivel local. Procesul verbal al ședinței anterioare este permanent afișat, el poate fi consultat de cei interesați, este depus în dosarul special constituit, este depus în copia dosarului președinților de comisie de specialitate pentru a fi consultat, de asemenea este înaintat instituției prefectului pentru control și legalitate. Procesele verbale de la ședințele anterioare pot fi consultate în cele două zile în care au loc ședințele pe comisii sau în ziua în care are loc ședința în plen, dacă se dorește acest lucru. Nimeni nu a fost și nu este împiedicat să consulte procesul verbal. Rog consilierii să respecte prevederile articolului 42 alineatul 5, unde este specificat clar că se pot face obiecții dacă nu s-a făcut mențiunea exactă în procesul verbal a opiniilor exprimate în ședința anterioară. Nu dacă nu a primit procesul verbal sau nu a avut timp să-l consulte procesul verbal. Spun acest lucru pentru că așa prevede legea și nu că așa vreau eu. Secretarul are obligația de a consemna în procesul verbal opiniile exprimate de orice consilier atunci când are cuvântul și nu orice ceartă sau alte discuții contradictorii doar pentru că așa dorește cineva. Discuții care nu au nicio legătură cu ordinea de zi. Ca toate unitățile administrative teritoriale și Comuna Scobinț procedează în conformitate cu legii 215/2001 cu modificările și completările ulterioare. Nu este vina mea că unii nu au capacitatea de a înțelege și apoi de a respecta prevederile legale. Am să mai fac doar o mică precizare. În anul 2011, în urma unor sesizări făcute de reprezentanții PDL la Comuna Scobinț, s-au prezentat doi domni, unul fiind reprezentant al PDL, celălalt fiind doar o slugă a sistemului, care nu au făcut nici control, nici anchetă. Spun aceasta pentru că dacă ar fi făcut un control al dosarelor, făceau o prezentare corectă a situației, iar dacă făceau o anchetă, erau obligați să stea de vorbă cu toți cei 15 consilieri locali și nu doar cu cei doi care au făcut sesizarea. Nu mai spun faptul că orice organ de control nu poate face control decât în prezența celui care este controlat, care este în măsură să prezinte activitatea Consiliului, dar la Comuna Scobinț s-a putut pentru că așa s-a dorit de cei de la PDL. În urma acelui control, atât eu cât și președinții comisiilor de specialitate, ne-am văzut obligat să facem câte o contestație în care să arătăm starea de fapt. Comisia constituită la nivelul județului, după ce a studiat raportul și contestație și după ce m-a ascultat și pe mine, prin raportul cu numărul 2403302 din 2011-2011, a constatat că convocatorul de ședință nu era semnat întotdeauna de toți consilierii. Cu privire la invitații, s-a specificat că nu era trecută data, ora, locul desfășurării ședință, precum și ordinea de zi. Am fost nevoit să prezint la comisie copii de pe invitații și am demonstrat că pe invitații sunt trecute aceste prevederi. Ordinea de zi nu este adusă la cunoștință publică, lucru pe care l-am demonstrat că nu este adevărat prin procesele verbale de afișare a ordinei de zi. Nu toate rapoartele Comisiei de Specialitate erau înregistrate, lucru care a fost adevărat, dar care a fost ulterior remediat. În urma analizării raportului și a contestațiilor depuse de Comisiile de Specialitate în cadrul Consiliului Local și a secretarului de către Comisia de Disciplină din cadrul Prefecturii, la capitolul motivarea propunerii sancționare,
se face următoarea precizare. Deficiențele consemnate nu au prejudiciat sau perturbat cu nimic activitatea și imaginea Consiliului Local sau Primăriei Comunei Hobiți, unele deficiențe fiind deja remediate. Și în special, proces verbal de afișare, rapoarte ale Comisiei de Sfințare. Am considerat necesar să fac încă o dată aceste precizări, sperând că cei care sunt veșnic nemulțumiți de ceva care, de regulă, nu are legătură cu ordinea de zi a ședințelor, poate vor înțelege că actele și legile în vigoare, precum și reglementările probii, trebuie respectate. Cei de la instituția prefectului nu au criticat faptul că domnul Cibodaru nu a primit o copie a procesului verbal, ci faptul că procesul verbal întocmit nu a fost supus de fiecare dată spre aprobarea Consiliului, deficiență care a fost ulterior remediată. Dacă nici de această dată nu am reușit să fac ca toți consilierii să înțeleagă ce prevede legea administrației, nu este vina mea. Fiecare consilier are o anumită capacitate de reținere, dar se pare că unii de fiecare dată perseverează în prostie, ceea ce eu nu pot remedia. Am căutat întotdeauna să am o bună colaborare cu toți cei cu care am venit în contact, urmărind rezolvarea tuturor problemelor în termen și cu respectarea legalității. Nu-mi propun să fac o analiză a activităților depuse de consilieri, pentru că nu intră în competența mea acest lucru. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar în legea 215/2001 sunt prevederi care nu sunt respectate de toți consilierii cum ar fi. La articolul 51, aleată 3 se prevede, consilierii sunt obligați ca în îndeplinirea mandatului să organizeze periodic întâlniri cu cetățenii să acorde audiențe. Cred că ar fi bine ca fiecare dintre dumneavoastră să vadă cum a fost dus la îndeplinire acest articol. La articolul 4, din același la aliniatul 4 din același articol se vorbește despre raportul anual pe care trebuie să-l depună fiecare consilier local. Până în prezent au depus rapoarte de activitate doar 5 consilieri locali. Conform articolului 44 din regulamentul propriu, aleșii locali sunt obligați la probitate, discreție și profesionalism. Conform articolului 50 aliniatul 2 din regulamentul propriu, comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte în Consiliul Local rapoarte anuale de activitate, rapoarte care vor fi făcute public prin grija secretarului. Atenție la prevederile articolului 58 din regulamentul propriu, care precizează că la prima abatere președintele de ședințe atrage atenția consilierilor în culpă și îl invită să respecte regulamentul. Spun aceasta deosebit de multe ori. Unii consilieri nu dezbat materialele de la ordinea de zi, vin cu diferite atacuri nejustificate la persoană. De totuși, prevederile articolului 59 la 70 din regulament. Tot în regulamentul propriu există un capitol întreg, capitolul 8, care reglementează registrul de interese. Nici până la ora actuală nu au depus declarația de avere, declarație care trebuie depusă ori de câte ori survin modificări, consilierul Stavarache Constantin. Nu am avut hotărâri adoptate de Consiliul Local în niciun mandat atacate în contencios pentru a fi anulate. Activitatea desfășurată de secretar în cadrul executivului a fost prezentată de domnul primar în luna ianuarie, când s-a analizat reparte de activitatea ale executivului. Dacă considerați că mai sunt unele probleme care nu au fost aduse la întâlnire de secretar, vă rog să le aduceți în discuție pentru a fi remediat. Domnul secretar, cine dorește să ia cuvântul? Eu aș vrea să... Ce să spun? Domnul secretar, după o viață de lucrat în primărie și în administrație, a ajuns la concluzia că este o poziție, vis-a-vis de el și de administrația care nu conduce, are ea trebuie de conducere în administrația locală. Că este cum? Ok. Că este secretarul și-a zis-o? Dar de ce mă întrebă? Eu v-am întrebat. Și notez legea, că n-am înțeles ce-i spus. Reiau. Da, reluați, vă rog. După cum spuneam, secretarul a ajuns la concluzia că este o poziție în administrație publică. Și modul în care o face, o face în mod mârlănesc. Posibil, cu atacuri la persoane, cu jigniri și pentru ce el a venit în Consiliul Local să prezinte activitatea dumneavoastră, nu a opoziției. Dacă opoziția îl deranjează,
Asta e democrație. El a fost învățat tipul motivosului, să el să tai, el să spânzure, el să, să fie deasupra tuturor, deasupra legii, deasupra oricui, oricui. Ca să intru în, în detalii, face referire, cel puțin la mine, fac discuția acum, că am făcut diverse plângeri de sesizări la organele superioare de conducere a administrației publice locale și că aș fi cu semnăturile în față ale lui Sandu Dan. Am făcut într-adevăr și nu numai lui Sandu Dan, și altora, și care s-au dovedit a fi adevărate. Tocmai de aceea, comisia sau cine au venit în control la primărie, au dat sancțiuni casierului. Deci, ce spuneți că nu e adevărat, e foarte adevărat. Vă bazați numai pe minciună. Deci, acest raport este o minciună, de la cap la coadă. O, și o propagandă politicianistă. Nu știu dacă aveți dreptul să faceți propagandă politică, dar o faceți cu vârf și îndesat. Și referitor la Sandu Dan, în lege, domnul secretar, că sunteți omul legii, legislația mult ce spune că cel îndreptățit se ridice dreptul salariat, salarial este salariatul. Dumneavoastră ați făcut o ilegalitate când ați dat banii altul, cuiva, alt, la altă persoană decât cel care era angajat. Și vă mai aduc aminte, în, tot în sesizarea respectivă, făceam referire la Lavri Vasile, care a fost angajat de legea 76, a depus documentele, a fost angajat și nu i s-a dat banii niciodată de când, când i-am zis eu că e angajat și nu-și ridică banii. Mai mult decât atât, domnul vice, primar, i-a spus, da, da, Liviu, că așa-i spune, să știi că nu mai fost locuri și nu te-am angajat. Și banii lua altcineva. Și semna altcineva în locul. Și cazurile astea sunt foarte multe. Deci, așa am făcut sesizarea și corpul de control sau cine a venit în control a găsit și mi-a dat dreptate ceea ce a găsit în statul de cază. Că erau semnături în fals. În altă ordine de idei, face referire la transparență decizională. Cel mai lucru cel mai mult care are suferit în primăria Scovinței, în administrația locală Scovinței, este transparența. Legea 544 din 2001, privind liberul acces la informații de interes public, vă obligă să puneți la dispoziția tuturor cetățenilor, nu numai în Consiliul Local, toate documentele de care crede cineva sau un consilier local care avea nevoie. Ceea ce la Scovinii nu se întâmplă. Și dau și exemple ca să nu spuneți că bat câmpii, după cum dumneavoastră spuneați. Și fac referire la procesul verbal de ședință, care ați acordat o pagină întreagă numai pentru procesul verbal de ședință. Procesul verbal de ședință, domnul secretar, în lege despre el, spune că am întâlnit următor și ați punctat bine. Se pune la dispoziția Consiliului Local în timp util. În timp util, depinde de ce înțelegeți dumneavoastră în timp util. Poate înțelegeți că să nu-l puneți la dispoziție niciodată. Mai mult, legea vă obligă să-l puneți și pe pagina de internet a primăriei. N-ați făcut-o niciodată. Și nu numai cu procesul verbal, nici cu licitațiile, nici cu angajările în sistemul administrației publice, nici cu... sunt o clasă de aia publice acolo pe pagina de internet, numai una e propaganda politică funcționează în pagina de internet a primăriei. Un alt punct care l-ați atins, domnule secretar, spuneți, sunteți în eroare maximă, dar eroarea este omenească. Până la urmă vă pot da și dreptate. Spuneți că am făcut o cerere la către domnul primar, prin care mi-exprimam dorința să fac parte din comisiile din cadrul Consiliului Local.
Este adevărat că am făcut o sesizare, nu o sesizare, o solicitare. Nu, am făcut în cadrul Consiliului Local. Mi-am exprimat dorința să fac parte din, și din celelalte comisii de specialitate. Dar am făcut și o cerere expresă de domnul primar, prin care îmi exprimam dorința să fac parte din comisiile de licitație și de recepția lucrării. La care domnul primar mi-a răspuns că el este cealaltă la măsură să desemneze membrii din cadrul comisiilor de licitație și de recepția lucrărilor și are dreptate. Deci are el pune membri și deci pune pe cine vrea el, nu pe mine. De ce ar trebui să vadă opoziția sau altcineva de pe grupul ăla restrâns din jurul lui ce se întâmplă în primărie, cum se cheltuie banii publici. Mi-aduc aminte că s-a votat o hotărâre de Consiliul Local prin care măream taxele și impozitele cu 16%. Deci, punem la om taxe mai mari și impozite mai mari, dar nimeni nu are, nu trebuie să știe sau nu au voie să știe, nu se cheltuie să cei bani. Aici a venit tot la transparență. Am depășit 2 minute. Dar, doamna președinte, atâtea acuzații s-au adus în respectivul raport, încât când trebuie zi. Am să încerc să comarțilez un pic și... Așa mâine, dar... Bine, și așa ne vedem o dată la o lună de zile, n-ar fi prea puțin. E puțin. Nu ați venit eu. Cum să încerc să închei, dacă îmi permiteți? Da. Da, încerc să intru iarăși în... La referitor, tot la domnul secretar încearcă să se eschiveze cumva de a da procesele verbale tuturor consilierilor. Sau cel puțin nu mă interesează de toți consilierii, dar consilierii din poziție, cel puțin mie personal. Și spune că lângă faptul că scrie acele procese verbale așa, cu mai puțin vizibil și nu prea se înțelege mare lucru că le pune acolo la gazetă, spune că nu poate face stenogramă, dar dactilografia. Vreau să-i spun domnului secretar că stenograma se face cu un aparat special și ceea ce ar trebui să facă dactilografiere. Este secretar de o viață de om și nu știe bine că tehnica o avansat între timp și nu mai face față tehnicii actuale. Ca să încep să închei, nu pot să spun decât că domnul secretar aduce atacuri, să face atacuri nejustificate la opoziție și nu-i democratic și nu-i un mod democratic de a lucra. Într-o democrație trebuie și este necesară și o opoziție. Că încearcă să submineze pe orice cale, nu știu dacă e dreptul lui. Dreptul poate să fie a celorlalți poliți, nu a secretarului, care este un funcționar public și care ar trebui să fie la dispoziția tuturor cetățenilor. Și închei pentru un lucru, pentru mai bine spus pentru un sfat, dacă mai poate lua sfat de la tine, când îi se dă bună ziua de către cetățean, să răspundă măcar la bună ziua. N-are atâta bun simț, atât ar putea să spun, să răspundă la oameni. Nu mie, mie oricum nu răspunde că mare la rânze, cum se spune. La oamenii, la cetățenii din comun, să răspundă la bună ziua când îi se dă bună ziua. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Cine dorește să mai acuză? Da. Tot 5 minute sau... Da, bineînțeles. Și așa ai avut două intervenție și una al treia, nu? Vă mulțumesc. Din raportul domnului secretar, este un atac mărșal la opoziție și intenționarea acestea. Că noi cei din opoziție am cerut anumite lămuriri, acesta ne-a certificat, neexistând un respect reciproc, cum spune, nu a asigurat transparență privind vinderea acestui la informații de interes public. Nu a consemnat în procesul verbal
părerea celor din opoziție și este față de acestora. De ce s-a votat contra, ori s-au abținut și nu a spus la dispoziție procesul verbal și conținutul acestea. Am crezut că domnul secretar va face un raport al activității dumnealui de la Revoluție în coace și să ne explice dacă se lucrează așa de bine cu echipa dumnealui executiv. Și sunt așa de multe procese din ori la judecătoria Pârlău cu primăria provinței, problema titlurilor. Am crezut că ne poate explica ce s-a făcut cu averea fostului CAP-ul, de ce s-a distrus și unde a mers. Am crezut că poate să ne explice de ce șefinierea care avea este arestată de 5 ani și nu s-a primit niciun ban. Mai avea un pic și ne-a acuzat pe noi de neglijență în serviciu. Așa. Să ne explice cu asta, cu terenul din rezerva primăriei, cine îl ține, cine se folosește din acest teren. Dar să ne mai explice ce aveți altul cu terenul de pe carnițe, de cetățenii. Deci dacă au avut un hectare, i s-o dat numai jumatea aia la altă cine o ține, cu terenul de pe Hodra. Pentru care bunicii noștri, cum spune domnul primar, au luptat și au murit în război pe terenul ăsta. Cine îl ține acum? Cine beneficiază de el? Și multe, multe, dar nu am avut peste aceea. Da? Mulțumesc! Altcineva? Da, ok, domnul. Dacă îți amintește, eu nu putea oară că îți amintește de domnul Labri Vasile, vreau o confruntare cu Consiliul Local, domnul Labri, domnul casier și cu oamenii pe față, de câte luni au lucrat, ce au făcut, cine au luat bani, cine a semnat în locul lui. Eu nu știu nici tot domnul Iubiei, care a fost și așa n-a fost la treabă, în locul aceea, și nu a semnat, dar de bani, banii au luat. Este adevărat că nu era așa, dar nici banii nu își vedea. Așa că nu. Nu, nu din la copăsa mea, nu din la treabă. Da. Dar vă pot eu demonstra, dar nu mai sunt nici. Nu, vreau să demonstrăm pe doamnă. Nu, facem dialog. Eu nu v-am întrebat. Da? Lăsați-l să vorbească cu vicepreședinte primar și apoi vorbește. Cu legea 7600, mai greu, băiați, cu doctorii, ca să-i împredeți. Nu știu câți oameni ați avea la dumneavoastră legea 7600, sau pentru care ați solicitați aia. Dar ok. Mulțumesc. Nu cu legea asta și așa, cum a spus cu labi. Dar eu am fost în domnul. Eu am lucrat la primărie și deci eu luam bani și vechimea energiei domnul Copii. Un el, eu terminam în locul lui. Ce e așa de gând? Cum am terminat eu și am terminat și alții? Ce e așa de gând? Altcineva. Mai este cineva? Da? Domnul Mitrobanu? Iată că propunerea de a face un raport în formare cu judecatul de statistatea, lui a fost bun. Bună. Că Copilanul a arătat ce a făcut în relația cu Consiliul Local și cu cei din subordine, din executiv care are el la subordine sectorul 1. Doi, că ne-am amintit niște lucruri care ori le uităm, ori nu vrem să-l înțelegem. Există un regulament pe care l-ați votat în ședința de constituire al Consiliului Local, în a doua ședință, pe care de obicei nu-l respectăm. Din punct de vedere al discuțiilor, al dezbaterilor și al celor lucruri spre întregul Consiliul Local. Și domnul Savra, când a plecat în pare rău, a fost la ședința Consiliului de Țară. Și ați văzut, dar ai fost și domnul, nu știu. Nu, bă, cât de decent, cât de elegant se desfășoară aceste lucrări, fără tot mereu împunsături, fără înțepături, fără atmosferă de asta, de iritare, de nu știu ce. Suntem aici trimiși de oameni pentru a reprezenta interesele lor, pentru a vota pentru ei, pentru comunități. Iar eu vă zic sincer, să nu mă acuzați de prietenie prea mare cu domnul secretar. Eu, unul din cei vechi, consider, mult mă cunosc de aici, am avut suficient înțepături pe diverse probleme. Dar vă zic și aprecierea celorlalți cu care am intrat în contact, de la județ, de la administrație,
Am fost și când a dat un test. A fost un an cu test, a fost domn primar. Cu întrebări serioase la prefectură și Consiliul Județean, să știți că a ieșit din cât am asistat noi cel mai bine. Față din comparat cel de la Telen sau de la Cebrența sau stăpânește problemele, în primul rând. Are o autoritate. Nu-i fac laude, să știți. Mare și eu niște nervi ăștia, niște chestiuni, dar nu comite ilegalități grave, domnule. Cum grave? Eu nu mă comis nimeni ilegalități. În sensul că atât așteptau, mai ales cei care stăteau la postitură, să-l înțepe. Să-l atace ca lume. Este bine că a pus regulamentul acela, dar de altfel, dacă vă interesează, și domnul Mihai Burcel și eu am insistat să readucă în plen acest regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local ca să ne disciplineze. Adică, stăm aici, ne certăm mai mult și lucruri concrete nu facem. Ne certăm, mai băgăm pastile, mai nu știu ce, mai nu știu ce. Pe total. Și, vă zic așa, obiectiv, eu îmi fac raportul, deși sunt cel mai vechi, iertați expresia, fac raportul la timp totdeauna, am mai ajutat și pe alții să facă, și alții sfidează și nu face măcar raportul personal, îl fac și la comisii, și mă ajută. Este măcar o dare de seama noastră în fața noastră, măcar în fața legii, să vedem ce am făcut în perioada respectivă de un an de zile. De aceea, per total, zic că activitatea sectarului este bună. Și în relațiile cu noi, cu Consiliul, pentru că el are o dublă subordonare. El este subordonat și Consiliul Local și primarului executiv. Și prefecturii, vedeți acolo. Nu ne-au găsit, domnule, dar vă dați seama, în atâția ani să nu-i resping un dosar de ședință de... Nu e așa ușor, să știți, altele sau proiecte de hotărâre, altele s-au dat peste înapoi din rupere. De la noi? Da. Nu, nici știu un cadru. În raportul care l-au prezentat odată, nouă, știți că am cerut raportul în decembrie sau în ianuarie. Nu a apărut așa ceva. Nu am cunoștință. Pot știu și eu, cu greșel. Era uman în este. E drept, și raportul ăla a fost cam relativ la voi, la persoanele cele două, a fost cam, uneori cam dur. Dar și tonul ăla de mârlăneagă, care în replicile făcute de nu știu ce, nu ține, nu cadrează cu calitatea de consilier. Nu pentru asta am venit aici. Și apoi există o disciplină. Ne ducem noi, facem controle, se face în baza unei delegări a Consiliului Local, de aia suntem organ colectiv. Organul colectiv te trimite să fac controlul cu toare, să scoată actul cu toare sau nu știu ce. Așa ne ducem tot și scoatem tot, facem... Ce ar fi să intrăm și în arhivă, să nu știu unde, să nu știu ce. Așa. Deci, pe total, eu l-apreciez pe domnul secretar. Cu toate că eu am fost unul din puținii care, vă spun eu, și este apreciat și de alte elemente și cred că este bună activitate. E, că mai e mai serios, e bine nu să fii serios. Și noi fac apel la, luați-mă o bună idee. Cât mai stăm împreună, să nu ne mâncăm ficații. Alături de voi, tineri, de tu și tu, uite, Ciurcanu Marcelă spune, domnule, am venit să nu mai vin la ședință. Ce se întâmplă aici? Alții ne spun că sunt prea blând cu unii. Eu zic că trebuie un climat ăsta de armonie cât de cât. Nu sunt de acord cu eliminarea opoziției. Nu există democrație fără opoziție. Aici aveți dreptate. Dar și opoziția trebuie să aibă argumente și o atitudine, cum? O opoziție creativă pentru cetățeni, nu pentru mine că vreau eu sau cum vrea partidul meu. Am depășit, mă vreau să mă iertați.
Da. După și da? M-a luat. Mai este cineva care vrea să mai ia cuvântul? Da. Prea multe n-am de comunitate, pentru că vreau comunitatea desfășurată de domnul secretar. Să-i conformez. Eu nu cred că cineva a fost la dumneavoastră și m-a primit pe domnul legat de problemele care...